Ieri, între orele 11 și 12, reprezentanții Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România au participat la o pichetare de protest în fața Ministerului Finanțelor. Din pichet au făcut parte și poștași și buzoieni. Motivul este de ordin salarial. Deși bugetul previzionat al poștei a fost aprobat de către Ministerul de Finanțe în 2014, așa cum a fost el fundamentat, de data asta același director general Ion Răceanu din Ministerul de Finanțe, care ne-a semnat bugetul previzionat pe 2015-2016, în momentul când am dus bugetul companiei, a refuzat să-l mai semneze, deoarece cheltuiala cu fond salarii depășește indicele mediu de care atestă rata inflației pe anul 2015. Faptul că nu a fost avizat capitolul de cheltuieli salariale pe 2015 a determinat Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română să emită o notă prin care se anunță impunerea a două zile neplătite lunar timp de 6 luni. Ăsta a fost motivul pentru care am început demersul nostru în toată țara, la nivel de filială, prin sensibilizarea prefecturii, comisiile de dialog social, în colegii deputați, senatori, culminând cu mișcarea de protest de ieri din fața Ministerului de Finanțe. Ministrul Eugen Orlando Teodorovici a promis că problema va fi rezolvată în cursul lunii iulie prin amendarea legii, iar Poșta Română se va putea folosi de bugetul aprobat inițial. În cazul în care promisiunea nu va fi îndeplinită, o mare parte dintre poștași vor preda agențiile și vor renunța la meserie. Cu un an în urmă, poștașii buzoieni au pichetat prefectura și au participat la protestele din capitală când au obținut 100 de lei creștere salarială.